Dezvoltăm în continuare subiectul cu istoricul Ion Varta, care este în legătură directă cu noi. Domnule Varta, bună ziua! Bună ziua! Așadar, în perioada sovietică era intens promovat cultul că Uniunea Sovietică a fost mare eliberatoare și că în 22 iunie 1941 Germania nazistă a fost cea care a atacat de fapt prima. Vreau să vă întreb cât de viabilă este această idee, dacă e să o raportăm direct la pactul de neagresiune semnat în noaptea de 23 august 1939 de cei doi miniștri de externe și prin care, de fapt, au fost trasate sferele de influență, dar și care au fost consecințele pentru poporul nostru. Da, ați punctat exact. De fapt, aici sunt originele tuturor tragediilor, dramelor care ne s-au întâmplat nouă ulterior. 23 august 1939 este o zi cu conotație tragică, este o zi neagră în istoria nu doar a noastră, a poporului român, a altor popoare captive care s-au pornit în Comuneța Unii Sovietice ca urmare a celor prevederi inserate în cele trei articole ale protocolului adițional secret, dar pentru toată umanitatea, pentru că, de fapt, 23 august 1939 a fost declanșatorul și rămâne a fi declanșatorul, așa consideră toată lumea de bună cuvință, istoricii care sunt cei mai poate indicați să dea verdicte, pentru că lucrează cu documentul de arhivă. Deci acea zi este declanșatorul celui de-al doilea război mondial, pentru că exact la 8 zile după ce a fost semnat acel pact hidos între cei doi dictatori, Stalin și Hitler, s-a pus în aplicare prevederile celor articolul 2 din protocolul adițional secret care viza Polonia. Deci, 1 septembrie 1939, Polonia este agresată de Germania nazistă. Peste 17 zile, la 17 septembrie 1939, Uniunea Sovietică intră în acțiune. De fapt, Uniunea Sovietică din acel moment este parte al celui de-al doilea război mondial și nu la 22 iunie 41, cum încearcă să ne demonstreze unii istorici din Federația Rusă, fosta istoriografie sovietică. Uniunea Sovietică este parte în acel război, începând cu ziua de 17 septembrie 1939, pentru că a atacat Polonia din direcția răsăriteană. Armata Roșie a intrat în acțiune, a avansat rapid, pentru că între timp Polonia sângera, era deja a treia săptămână, se lupta una la una cu Germania nazistă. Ca urmare, în câteva săptămâni, Polonia va fi lichidată ca stat independent, suveran, va dispare de pe harta Europei și Uniunea Sovietică va continua în serie, deci va recidiva în serie, ceva mai târziu va fi pus în aplicare prevederea din articolul 1 al pactului protocolului secret anexă la pactul Ribbentrop-Molotov. Este vorba despre războiul de iarnă 30 noiembrie 1939, este agresată Finlanda, pentru Finlanda este vizată în acel prim articol al pactului protocolului adițional secret. Războiul cu Finlanda va dura până în martie 1940. Finlanda, o țară mică de tot, s-a apărat eroic, dar acest război sovieto-finlandez este parte al celui de-al doilea război mondial. A venit rândul celor trei state baltice. Repercusiunile pentru poporul nostru, pentru regiunea Basarabia sau pentru RSS moldovenească, cum era anumită pe atunci? Deci în iunie, la mijlocul de iunie 40, sunt vizate cele trei țări baltice, sunt următoarele victime ale acestei agresiuni, deci Uniunea Sovietică anexează aceste trei țări suverane și într-un final vine rândul nostru. Deci noi suntem ultima victimă din această anexă sinistră a acestui pact Ribbentrop-Molotov, acest protocol secret, la 26 iunie 40, după ce Franța capitulează, la câteva zile după capitularea Franței în fața Germaniei naziste, pentru că aceste două mari dictaturi acționau concentric, două direcții. Direcția apuseană acționa Germania nazistă și rând pe rând a agresat țări suverane și le incorpora, le desfința ca state suverane, iar Uniunea Sovietică partea răsăriteană, Europa de răsărit și Europa de sud-est. Iată că ne-a venit rândul și nouă, în 26 iunie 40 este înaintat primul ultimatum, 27 iunie 1940 al doilea ultimatum, administrația de la București se conformează, se resemnează, pentru că forțele erau absolut inegale, deci și ca urmare a celui articol 3, Armata Roșie intră în Basarabia. În acel moment se începe marele calvar al drama cumplită a populației din acest teritoriu, pentru că am avut parte de
executări absolut sporadice, fără barem un simulacru de proces de judecată în plină stradă. Era nevoie doar de o banală delațiune, că a fost primar, că a fost jandarm sau și multă lume. Noi nu avem o statistică exactă, dar asta este prima categorie de crime pe care le instrumentează armata sovietică de ocupație. Au urmat internările în lagări de concentrare, în închisoare, au urmat deportările din iunie 40, dar de fapt au fost deportări în septembrie 40, cele din iunie 41, au fost mobilizări la munci forțate, circa 100.000 de tineri și tinere din acest spațiu. Am avut parte de această recroire pe care ați menționat-o anterior, deci s-au decupat, mai bine zis istoricul care văd domnul Dudic, pare mi se, deci a fost decupat nordul și sudul Basarabiei și incorporat în comunița Ucrainei Sovietice de atunci. S-a încropit acea Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, care a fost o încălcare gravă a canoanelor sovietice, a Constituției lui Stalin. Și într-un final ne-am ales cu atâtea și atâtea victime și jertfe. Deci nu poate fi de vorba despre eliberare, așa cum continuă să vocifereze și domnul Voronin și domnul Dodon. Vreau să vă întreb, în această conjunctură, vreau să vă întreb, cât de important este ca poporul nostru să fie implementată acea memorie colectivă a adevărului istoric care a fost atunci? Noi, cei care ne facem meseria în calitate de istorici, am încercat să aducem la lumină mai multe dovezi, documente zguduitoare despre tot ce ni s-a întâmplat. Este de adevărat că noi suferim mulți încă de un fel de amnezie, nu avem o memorie istorică robustă care trebuia să fie recuperată, pentru că noi am pierdut-o și de atâta cădem pradă ușoară acestor dezinformări și intoxicări. 24 august nu este o zi a eliberării acestui teritoriu de ocupația fascistă, germană, română, cum i-a insinuat iarăși același Vladimir Voronin, este o blasfemie, este recidivarea sovieticilor, o reanexare, o repetare a celor evenimente din iunie 1940. Ne-am pomenit din nou sub ocupație sovietică, cu aceleași drame, dar la o dimensiune mult mai mare, incomensurabilă, pentru că e vorba de foame de cumplită din 46-47, cu circa 300.000 de victime absolut inocente, de marile deportări din iulie 49, 1 aprilie 51, și de multe și multe crime. Deci nu ai voie să insinuiezi de o asemenea manieră și să debitezi enormități care nu cadrează cu adevărul istoric. Deci, domnule Varta, trebuie să vă întrerup pentru că depășim deja timpul. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Cu dragoste.